Ne-am întors pentru ultima parte a acestei emisiuni. Domnule Mărăcina, nu v-am întrerupt din nou când a fost nevoit să luăm această pauză. Vă rog. Vorbeați despre primăria Ploiești, vorbeam despre viitoarele alegeri locale din iunie 2016. Și vreau să vă semnalez o mare problemă, hai să nu spun o prostie, dar cred că e o prostie, din actuala lege a alegerilor locale, votată anul trecut. Și anume, e vorba despre faptul că alegerile pentru primari vor fi dintr-un singur tur, nu pentru președinții de consilii județene. Știm cu toții acum președintele să alege ca și înainte din consilierii, majoritatea consilierilor județeni votează. Dar la primari, alegerea dintr-un singur tur este o mare eroare. Să mă exprim așa. E o mare eroare. Vor ajunge la câte partide politice se vor înscrie și la câte s-au înscris în registrul partidelor politice formate din 3 membri, vor ajunge primari care vor ieși cu 15% din voturi. 15, 17, 20%. Vi se pare corect? Total, să aibă o comunitate, un primar votat de 15% și vă dați seama cât ies la vot și așa mai departe. Nu știu, am senzația că s-a modificat. S-a modificat, iertați-mă, mulțumesc că ați adus subiectul. Ieri m-am interesat la Parlament despre acest lucru. S-a tărăgănat, pentru că, dacă vă duceți aminte, în Piața Universității, pântre altele, s-a cerut acest lucru. Alegerea primarilor, pântre altele, alegerea primarilor prin două tururi. Nu s-a întâmplat nimic. Nu este prin corect. Voia a două partide, cele mai mari partide. Este o metodă prin care sunt avantajați primarii actuali, sigur că da. Și primarii care vor ieși cu un procent atât de mic vor fi total lipsiți de reprezentativitate. Asta e și părerea mea. Că revenim la Ploiești, la Prahova, dar cam toate conducerile de partid sunt decapitate sau sunt cu președinții sau foștii președinți în niște situații foarte complicate și grave, mulți dintre ei, deci viața politică prahoveană este complet bulversată, aproape că nu mai știi cine conduce în Prahova și ăsta e un lucru foarte, foarte, foarte neplăcut și foarte rău. De-aia poate că și ce spuneai cu faptul că nu se termină investițiile importante, foarte multe, nu se termină lucrări pe banii europeni, este o problemă majoră pentru Ploiești și pentru județ, sigur că da. O problemă care va afecta bugetele viitorilor ani, pentru că acești bani trebuie suportați separe până una alta, până se vor obține, dacă se vor obține acele prelungiri, e posibil ca acești bani să fie suportați din bugetul Ploieștiului și atunci o să fie foarte, foarte delicat. Să fie o situație nemai întâlnită în Ploiești și destul de greu. Că sunt convulsii și la nivel local, sunt convulsii la nivelul țării, în PSD, în PNL. PSD-ul are un președinte care este și el condamnat, cel puțin în prima fază. PNL-ul are, o fetișoară acolo care nu are niciun fel de anvergură pentru ceea ce înseamnă Partidul Național Liberal, iar pe lângă ea se învârte, pe lângă fustele ei, se învârte Blaga, care e mai mult terorizat de ceea ce se poate întâmpla în perioada imediat următoare și de ceea ce a declarat Elena Udrea. Mie mi se pare că declarația lui Elena Udrea, făcută parcă prin luna septembrie sau octombrie, mi se pare declarația anului. Ea a spus că ducea banii care, de care era acuzată, îi ducea la partid și că dacă ea trebuie să intre în pușcărie, trebuie să intre tot partidul cu ea. Banii de la Buzăianu, da? La Buzăianu, asta a fost numai partea a doua. Sigur că da. Ei, la care a cerut DNA-ul explicații. Da. Din nefericire, noi iarăși avem problemele astea, noi ne uităm țintă la niște chestii, la niște persoane, la niște lucruri care se întâmplă și nu ne uităm la originea răului. Și originea răului stă la partide. Îmi pare rău, o trebuie să o spun, am fost și eu membru de partid 14 ani la Partidul Democrat, și îmi pare foarte rău că e partidul care s-a distrus în asemenea hal. A fost un partid care l-am iubit și acum este un partid distrus, dar este absolut valabil peste tot. Și mai e această lipsă de oameni de stat, de bărbați de stat,
prin bărbați înțeleg și femei, dar pot fi, sigur că da, oameni de stat, până la urmă, nu? Este o lipsă de oameni în care să ai încredere. Poporul ăsta are nevoie de oameni la care să uită și să aibă încredere în oamenii respectivi. Degeaba ne mirăm acum că toți se uită cu interes la Cioloș și la Iohannis. Asta e situația. Da, știți că circulă o vorbă așa din popor că încrederea se câștigă foarte greu și se pierde foarte ușor. Acum, după cum privesc românii clasa politică actuală, e greu de tot ca cineva provenit din clasa politică să le recâștige încrederea. Victor, mai circulă o vorbă, dar nu de în popor, tot al lui Petre Carp, care spunea România are atât de mult noroc că n-are încât nevoie n-are nevoie de politicieni. Probabil că asta ne gândim că asta ar trebui să se aplice. Noroc cu înțelepciunea celor din trecut. Dar erau alte vremuri și parcă lucrurile se mișcau în altfel. Să nu ne facem iluzii. Petre Carp a fost martorul modernizării României, până la urmă. Sigur că da. Dintr-o țară medievală, putem spune... cu principii, un tip foarte dur și cu principii la care nu vroia niciodată să renunțe, chiar în clipa în care s-a certat cu regele, pentru faptul că regele a fost de acord să lupte împotriva Germaniei alături de forțele aliate. Și el a spus că, maestate, dacă luptăm împotriva Germaniei, eu o să fiu de acord ca România să fie învinsă. Și o să-mi trimit copiii la război împotriva României. Trei copii care au luptat pe front. Sigur, da, dar nu și i-a trimis împotriva României, tot în armata României. Am să încheiem cu o notă optimistă. Totuși suntem la sfârșit. Dumneavoastră sunteți responsabil cu optimism în această seară. Sigur, de fire sunt optimist. Să nu uităm că s-au înființat niște partide noi, n-am să le numesc de motive limpezi. Eu cred că unele dintre ele chiar pot capta atenția alegătorilor și încet, încet să pot impune oamenii din care sunt formați, cu niște lideri, care se pot impune încet, încet. Să vedem ce se întâmplă la alegerile locale. Știți că alegătorul nu prea vrea să mai audă de ceea ce înseamnă partid politic. Nu toată lumea, pentru că, din nefericire pentru mulți care au ideea asta, fără partide politice, totuși, democrație, nu poate exista parlament, iar fără parlament nu poate exista democrație. E nimic. Nu se poate altfel. Sunt mai liniștit. Adică eu mi-am făcut un partid cu nevastă mea și ne chinuim de vreo două zile să pornim mașina de zăpadă și nu reușim așa. Și s-ar putea ca în curând să fie nevoie. Până la urmă, terminăm această emisiune și iată, suntem în prag de an nou cu o mică doză de optimism și cu o glumă, domnule Hanganu. Avem motive să fim mai optimiști decât ne sugerează domnul Mărăcina, nu? O colegă de-a dumneavoastră mi-a trimis foarte frumos, o urare foarte frumoasă de sfârșit de an acum și îmi spunea că e bine să privim sfârșitul de an ca pe o poartă prin care să trecem numai cu gândurile bune și cu speranțele noastre și nu cu ceea ce, din păcate, ne urmărește tot timpul. Sperăm, nu este ușor să facem toată treaba asta, sperăm să fim, în primul rând, mai conștienți de noi și mai atenți la noi ca popor, că asta este foarte, foarte important. Optimism, domnule Mărăcina, nu? Da, sigur, vă mai spuneam. Eu cred că, deși zodiile n-anunță un an 2016 extraordinar de fericit, zodiile, eu nu cred că totuși poporul român are steaua lui și că în 2016 lucrurile vor fi mai bine pentru toată lumea, chiar începând cu mult criticata mărirea salariilor, de care, sigur, s-a tot discutat zilele astea și se pare că s-a ajuns la consens. S-a ajuns la 12,5%. Adică începând de la 1 mai, 1250 de lei. Așa, salariul mediu. Minim pe economie. Salariul minim pe economie. Iată un început, zic eu, iată un început. Sigur, de la 1 ianuarie vor crește și pensiile cu 5% și să sperăm că lucrurile... Scade și TVA-ul, sigur, ceea ce nu înseamnă obligatoriu o micșorare a prețurilor. Să mergem pe un trend crescător. Toți suntem optimiști să nu ne uităm după... Să ne dea Dumnezeu tuturor românilor sănătate.
că sistemul avem nevoie, că sistemul medical merge cum merge și medical este bine să ne așa ferim. Cum este, sigur. Să nu ne uităm deci la tot felul, că... pesimiști. Da. Dacă ne uităm și la concursurile pe care dumneavoastră le arbitrați, acolo, da, este limpede că avem și copii de viitor. V-am văzut în sală, ca să schimb un pic subiectul, v-am văzut în sală la, cum să la una dintre ediții. Era nepoata mea pe scenă. Era pe scenă. A, iată, iată. Da. Înseamnă că a străit fiecare moment din concurs, l-a străit așa, la intensitate să maximă. Să fiți convinți. Luiza, cum vă așteptăm 2016? Ce speranță avem? Păi, ce să zic, să fim optimiști, așa cum spuneau și cei doi invitați, să avem încredere că poate se va schimba ceva, că dacă nu avem încredere, nu mai avem nimic. Sinceră să fiu, după atâția ani, cred eu că încrederea prahovenilor, încrederea românilor a scăzut. A scăzut foarte mult și asta se vede din cauza nivelului de trai, din cauza greutăților, din cauza. Dar, repet, fără optimism n-am avea nimic, nu? Și acest nou guvern de tehnocrați în care eu vreau să am încredere, chiar vreau să am încredere, sperăm să dovedească că este interesat de ceea ce înseamnă cetățean, de ceea ce înseamnă român, cu adevărat. Sper. Speranța moare ultima. Eu aș vrea să fiu la fel de optimist ca dumneavoastră, dar vreau să intru în noul an optimist. Asta îmi doresc și eu, dar îmi vine așa în cap o sintagmă care a devenit celebră în ultimii 10-15 ani, pomană electorală. Avem an electoral, două rânduri de alegeri. Mi-e frică de acele pomeni electorale date de guvernanți, de oamenii de decizie, către anumite... Nu mă refer la mica șpagă, ne votez pe noi și ia 2 litri de ulei. Nu la aia mă refer. Mi-e frică de sporuri la categorii profesionale, că vorba aia sunt mulți, da, și ne votează Victor, pe noi. Da, aduc aminte, Victor, ce spuneau stimații invitați de aseară, că mizează exact pe aceste absolut, mie de asta mi-e frică că noi le vom trage după. Pentru doleanțele obține, pe care pentru le-a să nu deți. Problema este că e nevoie de așa ceva. Haideți să fim cinstiți. Banii ăștia se vor duce în consum, da, fără îndoială. Da, nu. E adevărat. Totuși, parcă de data asta a început mai devreme, nu? Da, să nu uităm că pentru cei 2 litri de ulei, cu cei 2 litri de ulei de care vorbeai, foarte multă lume a votat parlamentarii pe care îi criticăm astăzi. Asta este. Nu, deci nu trebuie să ne părăsim adevărurile și în același timp să avem și puterea asta. Nu sunt în niciun fel de acord cu specialiștii ăștia, cu critici. Azi am auzit pe Băsescu care spunea ce tragedie pentru România că a crescut salariul minim. O mare tragedie este. Când primul lucru asta ar trebui să fim interesați. Creșterea veniturilor acestei populații ca să fie țara respectată. Altfel vorbim despre o țară care nu există. Și care se bucură la cei 2 litri de ulei. Care se bucură la cei 2 litri. Ca să vă parafrazez pe dumneavoastră, cel care l-ați citat pe Petre Carp, să avem cu toții 40.000 de lei, să putem să facem, da, cu toții politică. Corect. Da, aia e țara în care visez să trăiesc. Da. Vă mulțumesc, stimați domn, pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Îți mulțumesc, Luiza, sigur că da, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit până la această oră. Să sperăm că 2016 va fi un an mai bun, să-l întâmpinăm cu optimism, așa cum susține toată lumea din acest platou, și să sperăm că vom avea motive să ne bucurăm în 2016, mult mai multe decât în 2015. Mulți ani! La mulți ani, sănătate și spor în toate tuturor! La mulți ani și toate cele bune!